Că drept să vă spun, dacă aș veni și aș împărtăși ceea ce știu eu sau ceea ce cunosc eu, poate nu v-ar ajuta la nimic. Dar când Duhul Sfânt vine și pune Duhul Sfânt amprenta, atunci cuvântul se duce la inima omului și este benefic și pentru mine și pentru dumneavoastră. Și aș vrea că în această dimineață mă bucur de fapt că fratele Marinel a ales să vorbească despre cina Domnului. Pentru că eu am ales alt text, dar tot în direcția aceasta, ca să rămânem statornici și să nu cădem de oboseală. Pentru că aș vrea să vă spun ceva. În vremurile în care trăim noi și în vremurile vechi, să știți că una dintre defectele mari care le-a avut oamenii sau creștinii sau oamenii lui Dumnezeu, să știți că a fost faptul că au căzut de oboseală. Și au fost oameni mari al lui Dumnezeu care au căzut de oboseală, care pur și simplu au vrut să lase armele jos și când mi-aduc aminte de prorocul Ilie, un om mare, un om puternic, un om care s-a închis cerul la rugăciunea lui. Și tot la rugăciunea lui s-a deschis cerul. Și la un moment dat, omul acesta a zis, depun armele jos. A fost chemat Ilie, omul acesta a fost chemat de Dumnezeu să întoarcă inima poporului spre Dumnezeu. Poporul o luase în altă parte, în altă direcție. Venise Ahab, a adus-o pe Izabela. Izabela a venit cu zestre de acolo, nu? I-a dat zestre poporul ei. Și știți cu ce a venit? Au venit cu bani, au venit cu Astartei și au împânzit țara de închinare la idol. Și Ilie, omul acesta, și n-a venit cum spunea Ahab, tu ești cel care nenorocești pe Israel. Îl nenorocea pe Israel Ahab cu Izabela și cu Dumnezeii lor. Dar Dumnezeu l-a chemat pe acest Ilie să întoarcă inima spre Dumnezeu, inima poporului. Și omul acesta s-a luptat. Și la un moment dat, văzând că lupta lui, oarecum e cam zadar, a spus, Doamne, nu sunt nici eu mai bun decât ceilalți din popor. M-am săturat, vreau să pun armele jos. Și Dumnezeu a trebuit să aibă o întâlnire specială cu Ilie. De ce? Ca Ilie să fie îmbărbătat. Pentru că aș vrea să vă spun ceva. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al încurajării și al îmbărbătărilor. Când cei din jur te descurajează, să știți că Dumnezeu atunci intervine să te ridice. Găsim asta în cartea lui Iosua. Când Iosua se sprijinea pe Moise și a văzut că Moise nu mai este, Dumnezeu a intervenit și spune lui Iosua, Iosua, ridică-te și îmbărbătează-te. Pentru că tu ești cel care vei trece poporul în partea cealaltă, în țara promisă. În cartea prorocului Isaia citeam un verset joi seara, din cartea prorocului Isaia, capitolul 57. Dumnezeu spune aici, în cartea aceasta, foarte interesant, spune un cuvânt și aș vrea să-l citesc cu dumneavoastră. Să vedeți că Dumnezeu acesta este un Dumnezeu al îmbărbătărilor, al ridicării. În capitolul 15, căci așa vorbește cel preanalt, a cărui locuință este veșnică și a cărui nume este sfânt. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și smerit, ca să îmbiorez duhurile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. Dragii mei, în dimineața aceasta aș vrea să vă îmbărbătez, aș vrea să vă încurajez. Pentru că de multe ori este adevărat, dacă cineva mi-a reproșat niște lucruri, ar putea să-mi reproșez, să spună frate Mircea, cam de multe ori tu critici, cam de multe ori mustri, dar aș vrea să vă spun, această critică și mustrare nu mi-a luat în sensul rău. Mi-a luat mai bine să mi-o luați în sens ca poruncă, dar în sensul bun. Pentru că Dumnezeu vorbește despre Avram și spune, dar eu știu că robul meu, Avram, va porunci. Cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să vă spun ceva. Nu să pune în fața bisericii, să spunem, dragilor, îl vreți sau nu vreți. Cuvântul lui Dumnezeu se poruncește, pentru că trebuie să-L împlinim, amin? Și mă rog lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să ne dea putere slujitorilor, ca vremurile în care suntem, să poruncim cuvântul lui Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu să fie viu și lucrător în mijlocul bisericii, amin?
Pentru că aș vrea să vă aduc aminte cu ceva la cuvântul care l-a citit în această dimineață fratele Ios. Primul verset care s-a citit spune aici cuvântul lui Dumnezeu. Comora aceasta o purtăm în niște vase de lut pentru că această putere nemaipomenită să fie nu de la să fie de la Dumnezeu și nu de la oameni. Dragii mei, în vasele acestea de lut în care ne-am deplasat de acasă până aici la adunare, purtăm o comoară care nici vecinii noștri, nici cei de la locul de muncă, nici cei de pe stradă, nici colegii noștri la școală, nu vede nimeni această comoară, numai noi și Duhul lui Dumnezeu care cercetează lucrul, toate lucrurile. Oamenii, cei care numesc comori aici pe pământ, îi veți vedea afișați peste tot, cu mașini, cu case, cu laude, pentru că astea sunt comori care se văd cu ochiul liber. Dar vreau să vă spun ceva. Comora care purtăm în inimile noastre nu se vede cu ochii aceștia de carne. Este o comoră care este în cerul și în inimile noastre. Și cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește în această carte, în capitolul 5, cu versetul 1. Știm în adevăr că dacă se va desface casa pământească și băgați bine de seamă ce spune Apostolul Pavel, că nu greșește. Acordului nostru trupesc. Pavel Apostolul vorbește despre casa pământească a cortului, de această casă, acest cort care este trupul nostru, îl numește cort. Un cort nu este veșnic. Timp de 40 de ani, poporul lui Israel a privegit în pustie și niciunul dintre ei n-a avut casă. Este un simbol pentru noi. Au stat în corturi. Și când au trecut Iordanul în țara promisă, n-a mai stat nimeni în cort. A stat într-o casă. Pentru că este un simbol pentru noi. Și aici cuvântul lui Dumnezeu ne spune: avem o clădire în cer de la Dumnezeu. Băgați bine de seamă. O casă care nu este făcută de mână, ci este veșnică. Lăudat să fie numele Domnului. Dragii mei, trăim în cortul acesta, în acest trup care este supus putrezirii și slăbiciunilor. Dar noi purtăm noi în trupul acesta, purtăm o casă veșnică, adică împărăția lui Dumnezeu. Și noi atunci când cineva decedează, noi de multe ori așa ne supărăm, așa ne întristăm. Dar vreau să vă spun, decesul sau moartea, adormirea, este doar o tranzacție între lucrurile pământești și cele veșnice. Lăudat să fie numele Domnului. Dar Apostolul Pavel vine și spune: de aceea noi nu cădem de oboseală. Dragii mei, noi care trăim în acest cort de lut, n-avem voie să cădem de oboseală. În această dimineață, îndemnul meu, aș vrea să fie spre încurajarea bisericii. N-aș vrea să fie nici spre morală, nici spre critică, nici spre mustrare, spre încurajarea bisericii pentru casa care este veșnică, adică împărăția lui Dumnezeu. Pentru că aș vrea să vă spun ceva. Mulți și atunci și acum cad de oboseală. Vedem și auzim și în vremurile noastre frații noștri, surori de ale noastre, care au început bine. Și apoi auzim așa de trist că au căzut de oboseală, s-au lăsat armele jos. Săptămâna trecută vorbeam cu cineva la telefon și îmi spunea despre o întâmplare, o discuție între doi păstori. Și un păstor care din România a fost chemat undeva la o conferință sau o convenție, cel care l-a chemat păstorul i-a spus: frate, aveai toate motivele să refuzi invitația mea. Pentru că știm toți că ești bolnav și ești bolnav grav. Și aveai toate motivele să refuzi. Și fratele acela păstor a spus: aș vrea să spun ceva. Atâta timp cât un soldat este în armele militare, trebuie să-și împlinească slujba. Atâta timp când sunt încă aici, jos pe pământ,
și port hainele militare ale cerului, trebuie să-mi împlinesc slujba. În momentul în care voi da jos aceste haine, atunci voi termina lucrarea aici pe acest pământ. Dragii mei, am mai spus-o și o mai spun, călătoria noastră pe acest pământ nu este o alergare de viteză, nu este o alergare în care într-un an de zile, în doi ani de zile, să cuprinzi totul și după aia să abandonezi. Călătoria noastră pe acest pământ și pocăința noastră este o alergare de rezistență. Să pornești bine, să urci treptat să-L cunoști pe Dumnezeu tot mai mult și să ajungi la locul sosirii. Aceasta este călătoria noastră. De aceea Pavel Apostolul a văzut acest lucru și această tendință. Și Pavel Apostolul spune și în cartea Corinteni, 2 Corinteni, capitolul 4, cu versetul 1. De aceea, fiindcă avem slujba aceasta după îndurarea pe care am căpătat-o, noi, spune Apostolul Pavel, nu cădem de oboseală. Dragii mei, frați și surori, nu avem voie să cădem de oboseală pe calea aceasta. Nu avem voie să lăsăm armele jos pe calea aceasta. Spune cuvântul lui Dumnezeu. Și chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi. Omul nostru din afară, trupul acesta se trece. Trupul acesta, la un moment dat, dacă la 20 de ani ai fost puternic, la 40 de ani, chiar dacă te crezi puternic, ești mai slab. Vine peste el necazuri, vine bol, vine suferințe. Și la un moment dat, trupul acesta, măcar că nu ești mulțumit că vezi că se trece, el să treci. Dar noi nu punem baza pe trupul acesta, dragii mei. Nu punem baza pe puterea trupului acestuia. Noi punem baza pe ceea ce oamenii nu vede. Că spune cuvântul lui Dumnezeu, totuși omul nostru dinăuntru se noiește din zi în zi. Duhul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt în noi, trebuie să fie mai puternic în fiecare zi. Astăzi mai puternic decât ieri și mâine mai puternic decât astăzi. Așa trebuie să lucreze Duhul lui Dumnezeu în noi. Apoi spune cuvântul lui Dumnezeu mai jos, pentru că aș vrea să mă opresc apoi de încheiere, căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Problemele și necazurile noastre, dragii mei, care le avem aici pe pământ de o clipă, lucrează o greutate în ceruri, înaintea lui Dumnezeu. Necazurile noastre, nu vreau să zic, cineva are necaz că va fi dat afară de la locul de muncă. Nu despre aceasta vorbește Apostolul Pavel. Nu despre aceasta. Atunci când suferim pentru Hristos, atunci când suferim pentru viața veșnică, atunci când suferim pentru pocăința noastră, atunci când suferim pentru cele veșnice, toate aceste suferințe lucrează înaintea lui Dumnezeu o greutate veșnică, lăudat să fie numele Domnului. Niciunul dintre noi, poate n-am ajuns încă la stadiul să ne bucurăm că cineva ne-a prigonit, că cineva ne-a vorbit de rău, că cineva ne-a dat afară de la muncă pentru că am fost creștin, că cineva ne-a huiduit, că cineva ne-a scuipat datorită faptului că am fost creștin. Dar să știți că creștini în Faptele Apostolilor veți vedea când au fost bătuți cu nuiele, știți ce au făcut? S-au bucurat și au slăvit pe Dumnezeu că a fost învrednicit să sufere pentru numele Lui. Aceasta, dragii mei, cântărește în ochii lui Dumnezeu, cântărește ceva greu. Aceasta cântărește și aceasta vorbește cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, spune ultimul verset, căci noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd. Căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Dragii mei, în călătoria noastră pe acest pământ, lucrurile care se văd le folosim ca și o necesitate. Avem nevoie de un loc de muncă, avem nevoie de o haină, avem nevoie de o casă, avem nevoie de o mașină, avem nevoie de lucrurile acestea și acestea vor rămâne aici.
Dar noi nu ne uităm la aceste lucruri și nu ne punem nădejde la aceste lucruri. Și spunea psalmistul, unii se bizuiesc pe cailor, alții pe carele lor, dar noi ne bizuim pe Dumnezeu. Noi ne punem nădejde, dragii mei, în cele care oamenii nu le văd, adică în cele cerești. Și aici putem să citim din Evrei această definiție, Cartea Evrei, capitolul 11, cu versetul 1. Această definiție a credinței. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Dragii mei, eu vreau ca biserica din Laval de aici să-și pună nădejdea în lucrurile în care nu se văd. Oricât am fi de bogați, oricât am fi de avuți, oricât am fi de săraci, să le considerăm niște lucruri trecătoare și nădejdea noastră să o punem în cele care nu se văd. Pentru că acelea sunt veșnice. Cele care se văd vor trece. Vor trece odată cu întrebuințarea lor, vor trece odată cu vremea, vor trece odată cu moda, vor trece odată cu data expirării a cele care se văd. Dar cele care nu se văd, dragii mei, eu cred cuvântul lui Dumnezeu, sunt veșnice și de aceea, în această dimineață mi-am propus la cină să vă îmbărbătesc, să vă spun, pentru că noi ne uităm spre cele care nu se văd, deci pentru cele veșnice, care Domnul Iisus Hristos le spunea în Evanghelia după Ioan, le spunea ucenicilor, mă duc să vă pregătesc un loc, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi cu mine. Noi despre ălea, pentru ălea ne uităm. Pentru acelea trăim. Dar pentru aceasta aș vrea să revin la al doilea verset care s-a citit astăzi. Nu trebuie să cădem de oboseală. Nu trebuie să cădem de oboseală. Nu trebuie să fim oameni care să lăsăm armele jos. Nu trebuie să fim oameni care ne descurajăm. Nu trebuie să fim oameni care să spunem, păi dacă la biserică nu merge lucrurile cum vreau eu, atunci nu mai mă duc la adunare. Mă duc și caut altă adunare și negociază și magazinează și în 2 ani de zile nu se mai duce nici la adunare. Dragii mei, să nu fim din aceia. Să fim din aceia care suntem lucrători împreună cu Hristos. Amin? Amin. Și m-aș bucura dacă biserica din locul acesta, fiecare dintre noi, am luat această decizie în inimile noastre. Pentru că aș vrea să vă spun ceva. Să vă aduc aminte de primul verset care s-a citit și mă bucur că nu era prevăzut să se citească acest verset. Dar mă bucur că fratele Iosif a fost inspirat de Duhul lui Dumnezeu. Comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut. Pentru că această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Această putere, această puternică încredințare în lucrurile în care nu se văd, este de la Dumnezeu. Și această comoară, dragii mei, colegii dumneavoastră la muncă, mă repet, nu o s-o vadă niciodată. Oamenii pe stradă nu o s-o vadă niciodată. Pentru că se uită la ceea ce se vede cu ochi. Dar noi privim prin ochii credinței la această comoară care ne așteaptă în ceruri. Și mă rog lui Dumnezeu ca Dumnezeu să ne ajute să ajungem să primim toți cu luna de prihănire. Amin? Amin? Dacă vă aduceți aminte cei care ați fost aici în timpul mormântării la Kitchener, am vorbit cu dumneavoastră câteva lucruri despre roada Duhului. Și spuneam acolo despre îndelunga răbdare, unde oamenii m-au întrebat de ce Dumnezeu acolo a îngăduit să scrie despre îndelunga răbdare, ci nu despre răbdare. Pentru că răbdare au și oamenii, avem și noi o parte din răbdare. Dar când treci la îndelunga răbdare, este că numai Duhul lui Dumnezeu poate să te ajute să ajungi acolo. Și Domnul Iisus Hristos spune aici despre această îndelungă răbdare, cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Și mă rog lui Dumnezeu ca biserica din Montreal să nu pună armele jos niciodată, ci să răbde până la sfârșit și să nu cădem de oboseală, indiferent ce vremuri vor veni. Indiferent dacă auzim vești de războaie și de scandale și de supărări și de nesupărări, să nu cădem de oboseală. Pentru că și cununa veșnică o va primi cel care va răbda până la sfârșit. Și zic ca Domnul să pregătească pentru fiecare dintre noi din Montreal
o cununa vieții veșnice. Amin. Amin. Pentru că urmează actul propriu-zis al împărtășirii cu trupul și sângele Domnului, îngăduiți-mi să citesc pentru noi toți doar 3 versete din Evanghelia după Matei. Din capitolul 26 vreau să citesc versetele 26, 27 și 28. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, i l-a dat zicând, beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Amin. Avem o rânduială, zic eu, o rânduială bună, ca înainte de a cere binecuvântarea peste azimă și peste rodul viței, să genunchiem împreună înaintea Domnului și să venim înaintea Lui cu o rugăciune de cercetare. Vom face și de data aceasta acest lucru, socotind că este un lucru bun. Și îl vom ruga pe Tatăl nostru Ceresc să privească cu milă și îndurare spre fiecare dintre noi. Ne-am pregătit, cei mai mulți dintre noi probabil, să ne împărtășim cu trupul și sângele Domnului. Dar așa după cum am spus și cum cred cu tărie, pregătirea noastră este de cele mai multe ori insuficientă, în sensul că puterile noastre nu sunt destul de mari și priceperea noastră nu este destul de potrivită pentru ca prin puterea și prin priceperea noastră să ne așezăm pe noi într-o stare după voia lui Dumnezeu. Îl vom ruga pe Dumnezeu să desăvârșească pregătirea noastră. Dacă lipsește ceva pregătirii noastre, să completeze El. Să curățească El, prin sângele jertfei Domnului Iisus, cugetul nostru, inima noastră, de gânduri, de năzuințe, de dorințe nepotrivite și să ne ajute să stăm înaintea Lui într-o stare potrivită. Apoi, după ce vom face această rugăciune, care va fi o rugăciune comună, prin slujitorii pe care am la îndemână, în jurul meu, ne vom ruga ca Domnul să binecuvânteze azima care se va frânge și rodul viței care va fi împărțit printre noi. În urma acestor rugăciuni, cei ce se împărtășesc rămân pe genunchi în continuare și se roagă Domnului, iar cei ce nu se împărtășesc și evit cu stăruință cuvântul restul, cuvânt pe care unii predicatori îl folosesc, cei ce nu se împărtășesc se ridică și reocupă locul pe scaune. Să ne plecăm la rugăciune.